Meața, băieți, ce faceți? Da, este ora 5 și 15 minute, cred că. Foarte frig. M-am trezit așa de vreme că vreau să vă iau cu mine. Să vă spun? Haideți că vă spun. Merg la o distanță de 150 de kilometri. Vreau să văd ceva foarte important pentru voi, o să fie bine pentru canal și pentru voi, cred că o să vă placă. Mergem să vedem un ATV-ul. Da. Păi, la mine a cam nins aseară. Ia uitați. Da, deci destul de frig. Bun. Mergem în mașină. Trebuie să merg până la vărul meu să iau o mașină de la el ca să pot da, 0,5 grade. Și după cum v-am spus, vedeți, 5 și 14 minute. Da, voi băieți, destul de frig. Bun, haideți că ne vedem direct de la vărul meu. Nu mai pot, mor de frig. Băi băieți, revenim cu o problemă. Avem drumul închis, după cum se vede. O să... se poate, dar vă spun eu, scrie acolo pericol de avalanșe. Să vedem cum facem. Deci, drumul este închis. Nu știu când se deschide, nu știu nimic. Da, știu, sună ciudat, poate. Dar avem pericol de avalanșe. Nu ne dă voie să coborâm. Vom sta aici să așteptăm. O să intru și pe net să văd când se deschide. Revin cu actualizări. Băi băieți, cum spuneam, drumul este închis, dar nu din cauza avalanșei, așa scrie acolo, dar am intrat pe internet și am găsit din cauza căderilor de pietre, a stâncilor. A fost închis de ieri de la ora 16. Dar nu spune nimic până când va fi închis. Bun. Da, haideți că o să revenim iarăși cu actualizări, să vedem ce se întâmplă. Da, mă, băieți, n-am aflat nimic până când, dar mergem acasă, ne întoarcem și așteptăm să vedem când se va deschide. Nu știu dacă vedeți, dar ninge. Asta nu se vede. Cred că se vede. Da, se vede. Bun, mergem acasă, ne întoarcem înapoi și da, ne mergem acasă, ne întoarcem înapoi. Mergem acasă, ne întoarcem înapoi acasă. Adevărat. Revenim când îi dă drumul, nu? Când se deschide, când ridică bariera. Aici nu-i nimeni, niciun polițist, nimic, să cerem o informație, ceva. Da. Asta e. Bun. Revin când se deschide drumul. Da. V-am salutat. Băi băieți, după cum se vede, drumul e închis, da? Mașina am lăsat-o aici, am vorbit cu domnul de la pensiune, ne-a lăsat și acum o să mergem pe jos, cred că vreo 10 km. Haideți că revenim. Băi băieți, mă vedeți cum am plecat? Am plecat către vărul, că mâine trebuie să plecăm să vedem ATV-ul care o să apară pe canal. Deci am plecat așa, aici am
Avem haine de simplu, sunt eu și cu iubita mea. Și aici în spate, după cum vedeți, am doar echipament pentru GoPro editat și toate cele. Deci, o să vă arătăm care e problema aici pe drum, să zic așa. Să vedem unde au căzut pietrele. Ia să vedem. Trebuie să punem asta mai dreaptă. Bun. Haideți că revenim. Băi, băieți, nu știu dacă mă auziți. Am ajuns în tunel. Deja n-am găsit nimic. Aici undeva în față o problemă, da? Să vă arăt așa puțin un peisaj. Se vede, eu am și pe iubita mea aici în partea asta. Ușurel. Gata. Ia să vedem ce se întâmplă. Chiar sunt curios să vedem. Eu zic că aici în față e problema, pentru că aici curge multă apă. Ia să vedem, să vă și arăt. Nu știu cât de bine m-au auzit că bate vântul foarte tare. Și s-aude urât, curge și apă. Ia să vedem, chiar sunt curios. Aaaa! Probabil asta să fie problema, că sunt infiltrații aici multe și să nu se dărâme acest tunel. Uitați cum curge apa, în exclusivitate! Vă... Eu râd ca un prost. Da, uitați, aici curge apă. Aici curge și mai multă apă. Aha, da, și de la prea multă apă, uitați aici cum este, cum au legat cu scripeți. Da. Să nu se surpe pământul ceva, nu știu, chiar nu știu ce au făcut. Dar cum se vede și aici, mă dau mai așa. Uitați, s-a crăpat pământul. Și posibil, ai da, aici e problemă. Deci sunt foarte precauți oamenii. Uitați cum se vede. Da, pentru chestia asta, o chestie minoră, au închis drumul. Da, bine, minoră, dar destul de gravă, de severă problema. Se vede așa pe aici. Se vede cum curge și apa. Da. Cam asta e problema. Pentru chestia asta s-a închis. Da. Asta e. Mergem ușor pe jos, ocolim noroiul. Bun, haideți că mai revenim de pe drum. Băi, băieți, am mai avansat puțin. Vreau să vă arăt, o să vadă undeva pe dreapta acolo un restaurant. Dar ce ați spune să ajungem pe undeva pe acolo pe sus cu ATV-ul? Chiar uite, se vede un drum așa sus, dacă îl vedeți. Cred că ar fi frumos, dar aștept să-mi spuneți și voi într-un comentariu acolo, să vedem. Avem râulețul în dreapta, destul de agitat. Peisaj foarte frumos și foarte mirific. Da. Se vede aici un restaurant vechi, dar foarte foarte frumos, rustic așa. În pădurice. Uitați drum acolo frumos pentru ATV-ul. Drumul ăsta cred că îl cunoașteți, pentru că pe aici am mai filmat car vloguri cu mașina mea. Doar că acum facem mers vlog.
deci am plecat în expediție. După cum se vede. Bun. Mai avem puțin de mers, nu mai avem foarte mult. Cred că în 15 minute de mers pe jos ajungem de unde o să ne preia nașul meu. Hai, v-am pupat. Ne vedem când ne urcăm în mașinuță. Băi, băieți, cam ăsta sunt, am plecat în expediție. Băi, mă simt parcă am încălcat o regulă, nu știu cum să zic. O zi liber. Parcă nu pot să zbor. Da, am mai avansat puțin. Și ne continuăm drumul. Ha? Ce părere aveți? Vedeți ce fac eu pentru canalul ăsta? Percojus, kilometri întregi. Ca mâine să pot să văd acel ATV-ul. Tot benefic pentru canal. O să facem filmulețe cu acel ATV. Băi, băieți, am ajuns. Ia, să vă arăt mașina. Îl avem acolo jos. Se vede mașina roșie? Fiat Panda, frate. Iubita mea în față. A prins viteză. Deci noi am ajuns. Bun, haideți că ne vedem mâine dimineață când o să plecăm după ATV. V-am pupat, o seară bună. Băi, băieți, am uitat să vă arăt. Se vede bariera în față. Să nu cumva să vă aud că e făcătură, că am mers unde e bariera aia și m-am întors înapoi. Deci vedeți, alt peisaj, alt. Hai, acum chiar că v-am pupat și ne vedem mâine dimineață. Ia un număr. Îl am aici pe Văruțu, montează numărul. Imediat. N-are loc. N-are. N-are loc, e mic. Băi, mai știți, grem. Nu, e primul, trebuie să-i dăm coarnele jos sau... Lasă-i mai bine așa. Gata, frate. Am montat numerele pe Kangur. Bun, ne vedem pe drum. Băi, băieți, mai avem vreo 55 de kilometri. Suntem aici, frate, cu o mașină super șmecheră. Ia uitați ce emblem avem aici. Avem diamantul, frate. Suntem cu Renault. Merge cu aproape 110 km pe oră. Da, deci după cum spuneam, mai avem vreo 55-65 de km. Suntem pe autostradă deocamdată. O să ieșim în curând. Și o să ne vedem de la... sau după cumpărarea ATV-ului. Băi, băieți, am ajuns la ATV-uri, despre asta e vorba. Da? Să vedem cum arată și vorbim cu omul și pe urmă revenim. Băi, băieți, suntem pe drumul de întoarcere. Am cumpărat igaia, o avem aici în spate, după cum o vedeți. Da? Mai multe, nu arată el foarte bine, dar eu zic că merită banii. Ia, vreau să lăsați în comentarii cât credeți că am dat pe
această tigaie. O să o vedeți mai bine când o descărcăm, când ajungem acasă. Hai, ne vedem de acasă, da? De la văruțul de acolo când ajungem. Ia, aude frate, Renault merge cu peste 100 de km pe oră. Deci am ajuns și acasă. Zici că e de copii, bucă. E, zici că e de copii, chiar e. Da, deci asta o să fie un nou proiect. Nu arată el foarte bine. Dar are 5 viteze. O să facem o, cum se numește, o prezentare, o scurtă prezentare. Da. Băi, băieți, am uitat să fac un outro la acest filmuleț. Da, după cum se vede, sunt foarte obosit. Da, am mers 130 de kilometri să văd acest ATV. 130 de kilometri doar dus. Cu încă 130 de kilometri întors, avem 260 de kilometri. Destul de mult pentru cam nimic, să spun așa. Pe ATV am dat 270 de euro. Iar motorina m-a costat undeva la 35 de euro, să zic. Deci, 305 euro, nu? Da, 305 euro. Acum o să-l vedeți și voi cum arată mai bine în următorul filmuleț. Dar din punctul meu de vedere nu prea se merită. Dai puțin și puțin faci, ca și idee. Da, ceasul este 23 și 28 de minute și eu încă editez, da? După cum se vede. Bun. Chiar sunt curios să îmi lăsați în comentarii, să văd dacă ați ghicit cât am dat pe ATV, dacă ați fost pe aproape cu suma. O să-l facem și pe ăsta un proiect. O să vedem ce vom face cu el. Dar ăsta va ajunge la vânzare. O să-l aranjăm să arate foarte bine, să meargă bine. El ca și motor merge bine, dar are probleme pe instalația electrică și estetic nu e chiar așa, în regulă. Dar o să vi-l prezint într-un filmuleț viitor. V-am salutat și vă doresc o zi frumoasă, o seară frumoasă, depinde când vă uitați la acest filmuleț. V-am pupat și ne vedem în următorul filmuleț. Cu prezentarea, sper.